Chipciu, Cristi Tănase și Mihai Costea au petrecut luni seara pe litoral, bucuroși că au început cu dreptul noul sezon. După victoria la Scor din meciul de prezentare, cei trei au sărbătorit, se pare, cu mult alcool. Fotbaliștii de la Steaua și-au făcut simțită prezența în Mamaia, rupând oglinda unui autoturism parcat în vecinătatea clubului în care au petrecut. Un martor spune că cei trei erau sub influența aburilor bahici și că au rupt cu picioarele oglinzile unui autoturism. Acesta precizează că i-a făcut derbede, iar Dodel a sărit să-l bată. Se pare că nici Chipciu nu era într-o stare prea bună, luând lăzile goale puse în parcare și aruncându-le în diverse direcții. Acesta a sunat la 112, însă polițiștii veniți la fața locului au spus că nu-i pot acuza de vandalism dacă proprietarul nu depune plângere. Fotbaliștii Stelei au confirmat incidentul din Mamaia, susținând că au fost provocați în momentul plecării din club, însă s-au împăcat repede cu agresorii. Am avut o altercație, însă nu din cauza noastră. Am fost provocați, am fost înjurați de unele persoane, dar ne-am împăcat imediat după altercație și chiar ne-am urat baftă la final. Nu am rupt nicio oglindă la nicio mașină. Dacă în fiecare zi cineva ne înjură pe stradă, asta înseamnă că suntem noi scandalagii. Scandalul nu îl face pe managerul Mihai Stoica să-și piardă încrederea în jucători. Oficialul Stelis spune că totul este de fapt doar o tentativă de defăimare a celor trei jucători și nu crede că incidentul din stațiunea Mamaia s-a desfășurat conform spuselor martorilor oculari.